Grav accident în sectorul Râșcan din capitală. 3 mașini nu au putut împărți o intersecție și s-au tamponat violent. Totul s-a întâmplat în după-amiază de 8 aprilie, la intersecția dintre Bulevardul Moscovei cu strada Matei Basarab. Imaginile cu momentul impactului au fost postate pe un portal de știri. Din imagini se vede cum o mașină și un microbuz s-au tamponat frontal. Impactul a fost atât de puternic încât mașina a fost proiectată într-un alt autoturism care tocmai intenționa să intre în intersecție. Din fericire, impactul nu s-a soldat cu victime, nici una dintre persoanele implicate nu a avut de suferit. Din imaginile postate pe o rețea de socializare după accident, se vede că totuși automobilele au fost grav avariate. Deocamdată nu este clar care dintre șoferi se face vinovat de producerea coliziunii. Forțele de ordine urmează să stabilească toate circumstanțele. Șoferul care va fi găsit vinovat riscă 1.500 de lei amendă, dar și 6 puncte de penalizare.